Fiți atenți aici. Văd, frate, dacă v-ați plâns la roșii, luați acum, frate. Ia, ia și tu. Da, mă. Ia, Badane, în colțuri, are cum are, ia. Mării e bun. Ce prost ești. Am și eu aici, în spatele camerei, o banană. Dar și care-i treaba? De data asta nu mai începe, fratele tău, că am început cu roșia. Da, Mihai începe. Hai. Una, două, hai și Mihai, frate. Lasă-mi s-a întâlnat, om. Da, zic când ai stat. Însă așa patra, hai. Da, mai muțoiul meu. Hai, alea, hai, alea, cât cita. Una, două, trei, patru, cinci. Mamă! Cinci bucăți. Una, două, ieși afară. 3, 4, 5. 6, da, 6, nu mă fac. 6, 6, 6. Egalitate cu Badan. Da. Care, care? 6 am făcut. Bă, a avut 5. 4, 5. 5. 5. Ia, cum am făcut? 6 am făcut. Una, nu, dar e tot una, două. Hai, vino cu aici. Nu, tu primul acum. Eu primul? Da. Patru bucăți. Gata. Patru bucăți. Astea patru. Fii atent, fii atent. Una, două. Lăsă-mă! Bă, dar m-a furat, bă, și el și ăsta. Trebuie să te care, mă, frate? Am senzația că s-a făcut o leacă. Și ca să vezi că n-a fost nimeni reală. Una, două, trei. Plac pe frate. M-am făcut frumos. Hai. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Câte, câte? 6. 6. Păi mă gândeam că zici 7, că te-ai întors și ziceai tu că ai mai dat una, nu? 6, 6. Bine, hai. Făcusești 4, hai. Pregătit? Hai. Una, două, trei, patru, patru bucăți? 5. Iară vii tu cu 5, zi tu, băi, 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 hai. Ta furăm. Mai fac o dată, poate n-ați văzut cum trebuie. Nu, 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 4 bucăți, trece la... Uite, acum faci acum, fii atent. E 4, băi, Badan. 8. Nu, ai avut 5. Rat-tat, nu, ai avut 4. Rat-tat, 8, deci la 4 îl numărăm că la 4. Am avut 5 și m-a spus să fac din nou. Tu te-ai pus singur, tu te-ai pus singur, Mihai era martor aici. Vedeți? S-a lipit de Adidas, mai fac o dată de... Băi, dar n-am stabilit regula asta, bă. Hai bine, hai. Mi s-a lipit de Adidas. Oricum n-ai cum să faci peste 8. Eu m-aș fă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. N-ai dat, mă, frate, în a noua. Păi da, dar în a noua n-ai dat, dacă n-ai dat în a noua. Am făcut 9, a zis 8. Bă, timu, ce ofticate. 8, 9, băi, nu fi fraier cu mine. Vezi, mă, lasă-mă, vezi, mă, lasă-mă. După aia, vezi înapoi, ci cu 8. Zi-mă tu, ia zi, tu că câte a făcut? Câte am făcut, băi? A făcut 8? Uite. Mai fă o dată, mă, fă o dată. Gata, da? Am văzut ce ai făcut, hai. Ce-am făcut? Ai mestecat-o. Am văzut așa ceva. Se moră dacă am... A lăsat-o... Deci ia zic că fac scorpionul și de așa. Și ce-a făcut fraierul? A lăsat-o așa tare ca să pasă de-a neam. Da, mă, las, mă, mă. Au dat-o leac, a dat-o cu limba. Una, două, trei, patru. Patru, cinci, patru. Băi, dar nu te-ai dat din spate. Dacă n-ar mai pune el una în plâng. Dacă te-ai dat din spatele meu, că am vrut să o iau așa, mă, frate. Hai, mă, ia-pă. Fii atent. Una, două și ai pierdut. Bani la mine. Bani la mine. Băi, mă enervez că a furat frere la început să oftica și uite, și încă o dată, ca să nu fii nimeni reală. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Șapte. Da, mă, ai preferat să faci diarie de fiecare dată când râzi. Așa. Deci diarie când ai râs, te capătii. Sau să vomiți de fiecare dată când cineva îți pronunță numele. Adică eu când am zis Danu, tu vomiți. Sau când zici unul pe stradă, băi Danule, tu ai vomitat. O să vomiți așa. Sau te cași pe tine. De fiecare dată când râzi, când zici un om glum, te cai pe tine. Cred că mai des râd decât zici lumea numele. Nu, aleg varianta 2 cu vomitatul. De fiecare dată când mă strig. Și când zici cineva numele, da, să vomiți? Da. Am înțeles. Vomit, mă șterg, trec mai departe, dar așa când te... Păi dacă ești undeva la, nu știu, la o nuntă, zici unul, băi Danule, și vomiți pe tine. Vomiți pe mireasă. Vezi? Nu știu, dar ce alegi? Asta e că trebuie să răspund, păi nu știu. E cam nasol așa când, senzația aia când vomiți, nu-i ceva plăcut. Da, dar aleg și eu tot pe asta. De tot fi... cu voma, nu? Nu, mă, eu prefer să fac diarii. Păi de ce? Cum? E mai ok așa, eu sunt învățat, adică cu stomacul, cu asta, m-am mai ușor cu diaria asta, da, te duci acolo. Păi te duci, ai dat-o, vum, și ai... Păi da, stai mă, că n-am pus să ajungi. Da, ai dat-o pe tine? Da. Da, dar nici vom asta nu, nu mă, merg pe diarii, că eu am mai avut mai multe experiențe cu asta. Cu voma nu, dar cu diaria. Ce vechi de pe canal știu ei, când m-am mâncat eu pe mine acum, la nu știu câți ani.
Când m-a prins, am mâncat odată ceva de la un fast food, deci nu-i de râs, pe bune, și ce am pățit nu vă mai zic. Preferați să folosești șmirghel, să te dai la fund toată viața și te ștergi la fund cu șmirghel din ăla. Da, știu, din umplării, da, știu. Așa, să te ștergi la fund cu din ăla toată viața, sau să folosești, în loc de picături pentru ochi, să folosești sos picant. Bă, sincer, cum o gândesc eu, hai că ți explic și eu. Bă, eu aș vrea să-mi pun picături în ochi, pentru că dacă ai probleme, dar dacă n-am nicio problemă, n-am. Păi nu, tu păi cazul că ai probleme, păi și trebuia să zici dacă ai avea probleme la ochi, păi, trebuie să spui toată viața picături. Zi. Asta e întrebarea. Deci în fiecare zi tu te caci și te pui și la ochi din aia picături. Eu? Ce alegi? Pun picături la ochi. Păi de ce? Că, nu știu, dar să mă cac cu ăla, să mă șterg la cur, mă rup tot la cur. Mă fac numai sânge tot la cur. Ești cum mă gândesc? Mă rup. Tu îți dai seama, mai mă pun jos, nu mai stau jos, stau asta numai... Fiatel, că mă gândesc așa. Merg crăcănat în continuu, merg divocat. Ai dreptate, ai dreptate. Dar cu gustul, cu mâncare, așa, adică ce rost mai are? Că dacă, când mănânci, n-ai gust. Ai văzut uneori când răcești și mănânci ceva și n-ai gust, zici că... Da, mai degrabă. Adică mai eu așa aș alege. Mai degrabă și să poți să mănânc ceva să... Îți dai seama când se scap unul pe lângă tine, când asta... Nu simți nimic, nu miroși nimic. Poate să-i dea avioane. Îi dă forță. Cum dai tu în fiecare zi a scăpat de mirosul ăsta? Da, păi în continuu. Da, ce cum, dar tu? Eu mai scap câte una, maxim.